Cum s-a răzbunat o femeie pe vecinul care dădea televizorul la maxim noaptea? Nu se putea odihni și a copt cea mai cruntă mișcare. O femeie deranjată de obiceiul vecinului său de a-și lăsa noaptea televizorul pornit cu volumul la maxim, a luat decizia de a se răzbuna pentru serile nedormite și frustrările adunate de luni bune. Locuitul la bloc poate fi o corvoadă pentru unele persoane, mai ales dacă vecinii sunt gălăgioși. Pe lângă certurile care pot exista în fiecare locuință, dar care la un moment dat se opresc, alte obiceiuri care deranjează liniștea publică sunt muzica și volumul televizorului. Tabloidul Mirror relatează povestea unei femei care, disperată că nu se poate odihni nopți în șir din cauza vecinului său, s-a răzbunat oferindu-i o lecție de neuitat. Pot apărea tensiuni între vecini din mai multe motive. Cea mai frecventă problemă totuși tinde de obicei să rezulte din provocarea zgomotelor puternice, mai ales seara, în intervalul orar de liniște. Femeia a încercat toate metodele până și-a făcut dreptate singură. Aceasta s-a plâns atât administratorului cât și vecinului, însă fără vreun rezultat care să-i mulțumească pe amândoi. A ajuns să nu mai suporte zgomotul și pentru că nu s-a putut odihni, femeia a decis să-i facă felul vecinului ei. Ea a povestit: cu mult timp în urmă locuiam într-un apartament la parter cu intrare separată într-o clădire cu 5 etaje. Într-o noapte m-am trezit pe la miezul nopții pentru că vecinul de la etaj se uita foarte tare la televizor. Eram foarte obosită și nu voiam să mă trezesc, să mă îmbrac, să merg în stradă la intrarea principală a clădirii și să găsesc apartamentul respectiv pentru a opri totul. Am încercat să ignor o perioadă, am adormit și m-am trezit din nou. Apoi am lovit în tavan cu o mătură de câteva ori și s-a oprit. Asta s-a întâmplat de câteva ori. A fost liniște câteva săptămâni, apoi vecinul meu a început să facă din nou același lucru și a fost și mai tare. Puteam să recunosc filmele la care se uita. Am încercat mătura din nou, dar nu a funcționat. Cea mai rea parte era că abia mai puteam să adorm în timp ce personajele vorbeau, dar apoi începeau reclamele care aveau volum și mai puternic și mă trezeam. Așa că, pe la 2 dimineața, m-am dus să găsesc apartamentul. A fost ușor, volumul era atât de mare încât puteam asculta întregul spectacol din hol. Relatează A1.ro.